Bună, dragele mele! Vă invit cu drag să lucrăm împreună pe canalul meu de YouTube. Am revenit, dragele mele, cu cea de-a treia parte în care o să fac asamblarea pas cu pas. Și o să așez acestea la aceeași dimensiune. Da? Să le avem la aceeași dimensiune, să nu fie unele mai înalte, unele mai joase, da? Am nevoie de scotch. O să folosesc scotch. Imediat o să vă arăt cum. Vreau să fiți foarte atente la asamblare pentru că și chiar să o urmăriți, pentru că este diferită, avem petale diferite și este foarte importantă pentru voi dacă vreți să vă iasă exact ca cea pe care ați văzut-o în poza mea. Da? Și mă duc și dau cu scotch pe până jos. Da? Ca să nu mă înțep. Această sârmuliță pe care am folosit-o eu aici, nu v-am dat date despre ea. Este o sârmuliță de 0,5 mm și eu am folosit 10 astfel de sârmulițe de 0,5 mm. Deci, haideți să vă scriu pe un bilețel. Uitați aici. Deci 10 bucăți, da? Sârmulița are 0,5 mm și 20 de centimetri, da? Ca să știți voi cum am făcut eu, pentru că eu am uitat să vă dau aceste detalii în cea de-a doua parte. Așa, acum avem pistolul în priză, da? Și ne apucăm de asamblare. Pentru început vom lua cele două petale 1, da? Și vom face în felul următor. O să le lipim exact aici, imediat după cel galben, da? Deci haideți să ne apucăm de treabă. O să pun silicon în zona aceasta. Da? Și în zona aceasta, pic mai departe. Acum fixez una dintre ele aici, da? Și una dintre ele pe partea aceasta. Felul acesta. Acum le las să se întărească. Da? Felul acesta. Acum mergem mai departe. Și o să pun următoarea petală, petala numărul 2. Care o să o pun aici, în partea aceasta. Da? Deci aici, pe partea aceasta,
o să punem petala numărul 2. Da? Pe partea aceasta avem 3 petale numărul 3. Și o să punem în felul următor. Luăm pe prima. Mă scuzați. Pe prima o să o punem între cele două petale mici. De-aia le-am făcut așa ca să nu le încurcați. Da? O petală numărul 3. Aceasta este 3, da? Aici acum între acestea două am pus o petală numărul 3, da? Acum voi pune și aici. Voi pune și aici, da? Pe 3 o voi ridica în sus, ca să vedeți voi foarte bine. 3 este ridicat în sus. Și acum o să mai pun o petală numărul 3 între aceste două petale. Aici, adică. Da? Și o ridic și pe aceasta în sus. Mai departe, merg cu petala numărul 4. Este una singură, da? Petala numărul 4. O să o pun aici, între acestea două. Deci aici este 3, da? Aici este 3, aici este 3. Aici sunt cele mici, da? Așa. Și acum pe 4 o voi pune între acestea două. Deci aici. Uitați unde am pus. Da? Aceasta este petala 4. Deci, între aceasta și aceasta, dar pe dedesubt, da? Așa. Da? Mergem mai departe. Cu următoarele petale. Petala numărul 5. Avem două bucăți.
ori să vin așa. Imediat vă spun. Mă uit și eu la... O să vină exact aici. Da? Deci aici va veni una. Și una va veni aici. Da, deci aici o voi pune. Așa. Deci aceasta aici. Da? Aici. Și cealaltă, v-am zis, aici. Dați o secundă să mă uit bine. Deci aceasta vine aici, între acestea, și aceasta vine aici. Da, este bine. Deci aici vine cealaltă. Aici. Da? Vine una pe o parte, una pe o parte. Așa. Felul acesta. Țin un pic acum să se fixeze, da? Și acum avem așa. Avem 3 petale numărul 6 și 3 petale numărul 7. Da? Și o să alternăm. 6 cu 7. Imediat vă arăt cum. Aici, imediat după aceasta, da? Voi pune... Așa, voi pune această petală, care este numărul 6, da? O idee un pic de tot mai jos. Felul acesta. Da? Imediat vreau să văd unde ar veni celelalte. Ar mai veni una aici, da? Și una cam aici, da? Deci în felul acesta ar veni celelalte. Deci haideți să o punem pe aceasta, aici.
da? Și una aici. Deci, da, aici am las liber și mai pun una în partea aceasta. Exact aici. Exact aici o să pun. Așa. Acum, aici în spațiile unde nu am petale din acestea mari, o să pun cele 3 petale 7. Acum pun aici. Deci aici. Da, am pus aici, aici și acum mai pun una aici. Ultima roșie, da? Uitați cum arată. Da? Acum haideți să mergem în continuare. O să dăm iar cu scoci. Dăm un rând de scoci, da? Iar apoi le punem pe cele verzi. Atenție să nu vă înțepați în sârmulițe, da? Eu de-aia dau cu scoci, pentru că fiind o sârmuliță de 0,3 mm, s-ar putea să vă înțepe un pic la degete, da? Să nu intrați cu mâna în ea. Acum merg mai departe și o să le pun pe cele verzi, da? Și o să vă zic acum cum le punem pe cele verzi. Da, deci mă uit așa. Una. Aici, în partea aceasta. Și
felul acesta. Da? Deci va veni aici. Haideți să o și fixăm acum. O să le fixăm pe acestea ușor, o idee mai jos, da? Lăsăm un pic și la codiță. Da? Acum mai avem încă două de fixat. O să fixăm una aici, pe partea aceasta. Pe partea aceasta, da? Exact aici. Aici. Facem și pe aceasta ușor, la codiță. Ne ducem mult mai jos cu ea. Și acum o să pun una pe partea aceasta aici. Deci aici. Uitați așa. Da? S-a mai răcit ușor siliconul și l-am lipit cu degetul. Voi să nu puneți degetul peste siliconul încins, da? Numai dacă știți că pistolul vostru are o anumită un anumit timp când începe să se răcească după ce ați pus siliconul, da? Să-l modelați voi cum vreți. Da? Haideți că după o să le aranjăm noi, dar le facem așa ușor să vedem unde mai punem. Deci avem trei în felul acesta, da? Ei, acum le punem pe cele 5 verzi. O să punem în felul acesta. O să punem aici. Da. Exact aici. Hai să văd dacă este bine. Vine bine. Apoi vine una aici. Așa. Aici. 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 Și în zona aceasta. Da, este bine. Da? Acum să începem să le prindem, da? Și o să punem pentru început aici unde nu avem niciuna, da? O să punem una aici, una aici. Deci, una aici și una aici.
acestea două. Acum punem mâna aici. Între acestea două. Deci, între acestea două am pus câte o frunzuliță verde închis, da? Între cele verzi deschis. Așa, acum să vedem dacă s-au cât de bine. Așa. Deci, le lăsăm ușor pe spate. Mai avem o frunzuliță, da? Da? Și observați, da? Că aici este mai gol, da? Deci haideți să mai punem încă una. Uitați, aici am două verzi, da? Și aici, în zona aceasta, mai pun încă una băgată în felul acesta. Da? Deci exact în zona de aici. Între acesta, aceasta și aceasta. De-aia v-am spus, este o asamblare altfel, pentru că o crăciuniță nu este o floare perfectă, da? Ea este din frunze. Frunzele ei se colorează și devine... Mă duc ușor un pic mai jos cu ea, da? Și uitați cum arată. Acum eu o să o las un pic să se prindă ea foarte bine aici. O să iau hârtie verde. Verde, da? Și o să prindem cu hârtie verde. Pe spatele ei. Da, cu partea de interior. O să punem aici. O să tragem ușor de ea ca să se lipească. Lipim până sus de tot. Eu așa o să las. Nu asamblez niciun ghiveș deocamdată. Las la imaginația voastră, să zic așa. Da? Deci, unde vreți voi, în brad, într-o vază, unde vreți voi,
să le puneți, le puteți pune, faceți codițele cât vreți voi de lungi și le puteți pune în ghiveci, în coșulețe, faceți tot felul de ornamente, da? Deci eu mi-am făcut datoria, v-am făcut această crăciuniță și vreau să vă văd cum faceți ornamente frumoase și le postați pe grup. Vă aștept pe grup să faceți postări cu această crăciuniță, da? Am făcut-o special pentru voi, am vrut să o fac de anul trecut, dar nu am mai avut timp și a trecut sezonul. Dar de data aceasta am făcut-o și eu zic că este foarte frumoasă și o să vă placă. Deja am văzut că ați fost topite după ea, m-ați impresionat pe cuvântul meu. Nu mi-a venit să cred cât de mult v-ați dorit acest tutorial. Da? Deci uitați ce frumoasă este. Da? Voi puteți să-i mai lăsați ușor frunzulițele, vă arăt acum ce le facem de la distanță. Da? Eu le fac în felul acesta. Uitați, așa, da? Așa, pe aceasta invers, da? Unele mai mult, unele mai puțin, un pic diferit, așa, să vină un pic ele ca la adevărata crăciuniță, da? Pe acestea le fac ușor. Da? În felul acesta. Vedeți că i-am schimbat aspectul? Uitați. I-am schimbat tot aspectul. Făcând treaba aceasta. Și le puteți lăsa ușor în jos pe fiecare. Da? Veniți și băgați mâna sub fiecare petale. Sub fiecare rând de petale, scuzați, da, în felul acesta. Arată superb. Dragile mele, ce să vă zic, spor la lucru, da? Și cât mai multe comenzi. Eu v-am ajutat cu tot ce am putut eu. Sper să faceți bănuți și voi, să vă bucurați de Crăciun. Și vă aștept la următorul tutorial, da? Nu știu ce o să mai întreacă prin cap să mai fac, văd eu, da? Sunt foarte fericită că am reușit să vă fac acest tutorial pentru că am avut niște vecini foarte gălăgioși zilele astea și tot vroiam să mă apuc de treabă și nu aveam liniște, dar m-a ajutat Dumnezeu și uitați că în final cred că s-a oprit din treabă, nu știu ce-i cu ei, da? În mijloc, bine că nu am uitat, cu markerele, știți că eu folosesc art marker, vi l-am arătat în tutorialul de la Orhidea Rățușcă, o să facem în felul acesta în mijloc aici, da? Cu un pic de roșu, uitați, dau mai aproape ca să vedeți voi bine. Am și verde la aceste marcăre și puteți să faceți, da, facem cu capătul celălalt, da? Culoarea 46, dacă o aveți și voi, pentru că eu așa am văzut-o pe cea naturală. Eu am făcut-o după o poză cu o crăciuniță naturală, să știți. Da, combinat și cu un pic de roșu, da? Deci, verdele.
este culoarea 46 și grenaul este culoarea 2, da? Iar marcărele, vi le-am arătat și data trecută, sunt acestea. Da? Le găsiți la papetării, cred că sunt și pe net, da? Eu le folosesc foarte bine la ce fac eu, am mai multe nuanțe și sunt foarte bune. Decât să mă chinui cu culoare cerată și să mai și cad apoi, mai bine folosesc marcăre. Dragele mele, aici încheie acest tutorial. Aștept, v-am spus, lucrările voastre. Vă doresc o seară binecuvântată alături de cei dragi vouă și să nu uitați că din mânuțele voastre ies niște lucruri extraordinare, da? Din timpul vostru, pentru că voi băgați o groază de timp în aceste lucrări și să nu vă lăsați nicio clipă să luptați pentru visul vostru. O seară plăcută, la revedere! Dragile mele, am încheiat și acest tutorial. Vă aștept cu drag la următorul tutorial să lucrăm din nou împreună.